Dacă elevii din clasele pregătitoare și cei din clasele 1-4 au avut parte de o mini-vacanță, nu același lucru se poate spune și despre dascălii lor. Aceștia au venit în fiecare zi la școală și, în unele cazuri, chiar au pus umărul la treabă. Mai exact, au vopsit, au zugrăvit și au făcut curat în clasele eliberate de prima vacanță din acest an. Pentru cei mai mulți nu a fost o vacanță. Chiar și pentru învățători a fost o perioadă foarte aglomerată, pentru că la inițiativa părinților și cu sprijinul școlii s-au făcut unele lucrări importante în clase. A fost o implicare totală și, așa cum anticipam, am reușit să ne încadrăm în această săptămână. Sunt clase, așa cum ați văzut, puse la punct de la A la Z. Sunt pregătite să primească copilașii. O singură clasă nu am putut-o preda la cheie până astăzi, mâine va fi gata și aceea. Copiii au fost mutați într-o sală de rezervă și lucrurile s-au rezolvat de la sine. Următoarea vacanță, de această dată destinată tuturor elevilor, este programată pentru perioada 21 decembrie 2012-14 ianuarie 2013.